acum vreo 4-5 ani o vindeam pe unde puteam. Gen târgurile de Angro din București, Brașov, Piatra Neamț, prin țară, oriunde în țară. La niște prețuri care variau de la o zi la alta de 50%. Nu o vindeai dimineața cu un preț bun, până seara o dădeai la sfertul de prețul care ți-a oferit dimineața. De 5 ani încoace am început să am o colaborare cu cei de la care s-au dovedit a fi corecți. Adică, când spun corecți, știi pe ce muncești acum. Ai niște prețuri prestabilite de la începutul contractului, anului, ca să zic așa, cantitățile care le poți oferi, deci n-au fost chiar așa bătuți în cuie. Ai, dacă ți-am spus că ți-aduc 30 de tone de roșii și ți-am adus decât 20, nu e o problemă. Au înțeles că astea sunt, cu toate că mai sunt și alții care mai lucrează pe lângă ei. Relația a fost cât de cât bună, nu lipsită de clinciuri, că așa e peste tot, dar în cele de urmă am ajuns la o înțelegere. Drept urmare, anul trecut am fost cel mai bun producător de vine de o producție de invidiat. Nu știu câți din țara asta poate să obțină 12-13 kg de vinete pe un singur fir. În primul rând, gândește-te bine. Înainte să-ți faci un solar, trebuie să te gândești ce pun, ce cultură, unde o desfac și cu ce costuri. Deci trebuie pus pe hârtie, cum spuneam și mai devreme, cheltuielile și veniturile care ar putea să iasă. Și asta nu poți să o faci decât dacă ai un contract ferm, gen care au fost fair play, dacă prețul a crescut pe piață, au ridicat și ei prețurile care ni le-au dat, deci nu a fost problemă. Și abia atunci știi, băi, investesc atât în solarul ăsta. Pot să obțin o producție de atât și dacă o dau acolo cu atât, ce îmi rămâne? Roșia românească, atât timp cât cei de la protecția plantelor și la nu se duc în piețe să ia analize, va fi forțată să se coacă cantități de stimulenți de mii de ori mai mari decât ar trebui. Și de acolo începe toate. Te doare stomacul, câte și mai câte, ustură limba. Când apar roșiile noastre, celor, mai ales celor care lucrăm cu noi, nu putem da cu stimulența aia de coacere sub nicio formă, nu se analize, se duc în Grecia, deci nu le face niciun laborator în România să zici că bă, îi dau la 500 de lei și iese cum trebuie. Și din celelalte produse, chiar dacă sunt mai scumpe, ai certitudinea că vei găsi o legumă corectă. Nu zic că nu a fost tratată, nu zic că nu e tratată sau nu e îngrășată, dar în limitele normale. Și când ți-a făcut o analiză și a ieșit peste marja de admisă, deja ți se refuză marfa. Nu mai zic că te pune să plătești analiza și dacă ai prea multă marfă din lotul ăla care ți-a făcut analiza, te pune să te duci tu singur să recuperezi în toate magazinele marfa. Ceea ce e foarte grav. Cred că totuși legumele românești, cele de masă, nu astea protejate și cred că din sărăcie sunt mult mai curate decât cele din afară. Ne putem compara cu olandezii care fac sute de tone pe hectarul de seră sau de solari. Ăia nici n-au văzut pământul acolo. Sunt toate făcute pe substrat. Deci când e pământ ca aici la mine în Olanda, ăla e miliardar.